se povestește că de mult de tot, urșii panda care trăiau în munții Tibetului erau albi ca zăpada. Într-o bună zi, unui pui de urs panda care se îndepărtase de părinții lui i-a intrat un spin în labă. Patru păstorițe care aveau grijă de turma lor de oi văzură puiul de urs legănându-și laba și se împrieteniră cu el. Una dintre ele îi scoase cu blândețe ghimpele și spre încântarea lor, puiul rămase cu ele, mâncând tulpin de bambus și zburdând fericit cu mielușii. Într-o bună zi, un leopard ascuns după niște tufișuri se năpusti la ursulețul panda. Păstorițele se aruncară în fața puiului speriat și apucară niște ciomege ca să alunge leopardul. În vreme ce ele se luptau cu felina, puiul de panda fugia acasă și se ascunse. Leopardul se înfurie că nu poate să ajungă la prada lui, așa că le răpuse pe neînfricatele păstorițe. Când ceilalți urși panda auziră cele întâmplate, se mâhniră grozav. Își mânjiră labele cu cenușe neagră, după obicei, și se duseră la mormântarea păstorițelor. În ziua aceea, urși panda plânseră deznădăjduiți. Își terseră lacrimile cu labele, și astfel se mânjiră la ochi de cenușe. Oaspeții de la mormântare plângeau atât de zgomotos, încât urși panda și-a stupară urechile, înegrindu-le și pe acestea. Când urși panda se îmbrățișeară ca să-și aline supărarea, trupurile lor se negriră pe piept și pe spate. În cinstea neînfricatelor păstorițe, își făgăduiră ca niciodată să nu-și curețe blana de cenușe. Pe urmă, pământul se cutremură și un munte falnic se ivi din mormânt până sus la cer. Cele patru păstorițe se prefocuseră în patru vârfuri de munte, în amintirea sacrificiului pe care îl făcuseră pentru micuțul pui de urs. Iar din ziua aceea, și panda se simțiră ocrotiți în brațele păstorițelor.